Kievul i-a acuzat ieri pe rebelii proruși din estul separatist al Ucrainei că amenință procesul de pace. Asta deoarece tiruri intense de artilerie grea au loc în Donetsk. Стреляют. Видать, стрельбище какое-то. Во дворах где-то бьют. А куда они расстреляют? Мы же сами не знаем. Primarul orașului ucrainean a catalogat situația drept critică și a anunțat că bombardamentele au produs victime în rândul populației. Sper să nu îmi bombardeze casa. Mă îngrijorează faptul că nu le pot oferi copiilor mei mese regulate. Aș vrea să se termine odată și să fie din nou pace. Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a precizat că au fost atacate mai multe puncte de control. Unul dintre liderii rebelilor a declarat că cei doi reprezentanți ai insurgenților care au semnat armistițiul au acționat numai în calitate de observatori și doar au luat notă de acest document. Confruntările dintre separatiști și armată au loc în pofida armistițiului semnat între guvern și insurgenți pe 5 septembrie. Acordul are drept scop încetarea celor 5 luni de violențe care s-au soldat cu peste 2700 de morți.